găsit cele 31 de ore de biologie în viziune creștin creaționistă din anul școlar 2007-2008 sperăm să reprezinte debutul unui nou spațiu de teleșcoală în mass media. Vizionarea acestor emisiuni de către profesori, elevi sau alte persoane interesate de creația lui Dumnezeu dezvoltă noi tipuri de comunicare, noi relații de natură spirituală care conduc la apropierea de Dumnezeu, la cunoașterea mai mult lui Dumnezeu și la asemănarea cu El așa cum am fost la creație. La sfârșitul acestor emisiuni eu am alături de mine pe doamna Maria Popa. Ea este alături de mine și împreună vom privi în urmă să vedem ce scopuri am atins și ce scopuri poate nu au fost atinse. Bun venit în studioul Alfa Omega din Timișoara. Doamna Maria Popa, spuneți-ne cum v-a simțit de-a lungul filmărilor acestor 31 de emisiuni și care a fost impactul acestor emisiuni acum privind în urmă. În primul rând vreau să spun că trăiesc o stare de mulțumire și profundă recunoștință aduse lui Dumnezeu pentru inspirația și ajutorul dat pe parcursul acestor emisiuni. Sunt bucuroasă pentru că am putut, am fost și sunt martor al lui Dumnezeu prin ceea ce este și ceea ce face. Trebuie să fim bucuroși și mulțumitori pentru că am arătat slava lui Dumnezeu pe parcursul celor 32 de emisiuni. Care credeți că a fost impactul orei de biologie? Aș vrea să subliniez de la început faptul că orice activitate plănuită după voia lui Dumnezeu și în numele lui, pentru el, cu siguranță că are loc. Și are un impact pozitiv. Chiar și greșelile făcute fără voie, Dumnezeu le poate converti în binecuvântări, în provocări, sfinte spre folosul cuiva. Noi nu avem pretența că am realizat niște lecții metodice, excepționale sau cine știe ce bravuri omenești am făcut. Noi am slujit pe lui Dumnezeu. Oricât aș vrea să ascund faptul că nu lucrez la o școală, se vede vârsta mea de profesor pensionar și faptul că nu am lucrat cu elevii mei, formați de mine. De aceea doresc să apreciez acest elev, acești elevi cu totul deosebiți care au acceptat participarea la aceste ore în așa numitele detașamente de voluntari în Hristos. Spuneți-ne mai multe despre aceste detașamente de voluntari, de ce ați ales să dați acest titlul grupului de elevi cu care ați lucrat? Pentru creșterea responsabilității, atât la elevi cât și mie pentru că am vrut să antrenez doar elevii doritori. Voluntariatul în Hristos înseamnă un lucru foarte mare. Cât despre noțiunea de detașament și nu clasă, aceasta presupune o organizare specială, bătălie dacă vreți, un scop special și s-ar mai putea adăuga. Am vorbit despre elevi, despre acest detașament, dar spuneți-ne mai multe și despre dumneavoastră. Cum v-ați simțit dumneavoastră în timpul acestor filmări uh, și dacă ora de biologie s-a desfășurat în tocmai ca și la, la școală sau a fost o atmosferă puțin diferită? Uh, nu, am fost uh, pusă în situații noi pentru că întâi trebuia să mă încadrez în spațiul de timp acordat, să utilizez riguros timpul respectiv. Conținutul științific e mult mai concis aici în emisiuni decât la clasă. Scopul acestor emisiuni este altul decât la școală. Aici scopul este de interpretarea conținutului științific în viziune creștin-creaționistă au fost și câteva impedimente care însoțesc orice început. Neobișnuința de a sta la ore filmate, elevii, chiar eu, până ne-am obișnuit nițel, deci au apărut elemente, momente de stângăcie sau lipsă de spontane spontaneitate. Deci aceste lecții au fost destul de regizate. Acest specific și Uneori lipsa de încurajări au constituit, constituit pentru mine niște ziduri sau munți, dacă vreți, care trebuiau trecuți. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit de dragul lui, am vrut să lucrez. Au fost colegi profesori care manifestau atitudini de indiferență când aduceam în discuție ora de biologie. Deci, nu, au fost, nu, nu am fost la început încurajată, dar pe parcurs, mulțumesc lui Dumnezeu că. Lucrurile s-au schimbat și iată ne-a ajuns la acest final. Cred că orice lucru nou este însoțit de păreri pro sau păreri contra și predarea biologiei, lucru pe care dumneavoastră ați îndrăznit să-l faceți, predarea biologiei dintr-o viziune ai creștin creaționistă și nu cea evoluționistă ca și în liceele de stat, a fost un lucru îndrăzneț care, bineînțeles, de mulți nu a fost atât de apreciat, dar noi ne bucurăm pentru că știm că, în primul rând, a fost apreciat de Dumnezeu și acesta a fost scopul nostru, să îi dăm lui slavă, să-l preamărim pe el, un creator desăvârșit, cu o creație complexă, unică, desăvârșită. Și să-i arătăm inteligența lui, desăvârșirea lui în creație, să arătăm cât de bine el a făcut toate lucrurile existente. Aceste informații, așa cum am spus, ne-ați predat din punct de vedere creștin. Ce impact ar avea aceste informații științifice dacă nu ar fi legate de creator? Dacă sunt predate așa cum, de fapt, se și predau în ziua de astăzi multe din liceele de stat. Da, așa se predă. Datele științifice, odată că nu sunt considerate adevăruri divine, le sunt informații științifice și sunt predate fără a fi adus în clasă Dumnezeu. Deci, în primul rând, că informațiile fiind foarte multe, stârnesc pentru majoritatea elevilor o groază, o repulsie, o atitudine de respingere. Oare chiar multe fiind aceste informații, dacă ar fi prezentate elevilor ca adevăruri ale lui Dumnezeu, n-ar fi alta atitudinea elevilor față de învățătură? Eu cred că da. Și de aceea am și încercat. Pe Dumnezeu trebuie să-l iubim, este o poruncă. Deci și lucrările lui care reprezintă tocmai aceste informații științifice sau adevăruri trebuie iubite, îndrăgite. Aducând lângă aceste por porunci, principii științifice, care constituie argumente creaționiste, descoperind atributele divine, îmbrăcând, deci, aceste adevăruri științifice într-o sfințenie divină, vor genera cu siguranță o atitudine pozitivă față de învățătură. Pentru că nu trebuie să uităm: Duhul lui Dumnezeu va lucra în inimile elevilor. Această atitudine nouă și sfântă. Deoarece aceste adevăruri științifice, repet, sunt adevărurile lui Dumnezeu. Am auzit de multe ori spunând că ființa umană este formată din trup, suflet și duh, și împreună formează unitate perfectă. În ce măsură credeți că ați convins de respectatorii de importanța acestei unități? Este un lucru esențial să înțelegi că trebuie să existe. Preocupări atât pentru suflet cât și pentru trup în aceeași măsură. Să știi că nu trăiești doar pentru trup, doar pentru viața aceasta fizică de pe pământ, ci mai ales pentru cea viitoare a Sufletului, care este veșnică, infinită. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem cei mai nenorociți dacă trăim numai pentru viața aceasta de pe pământ. De aceea am dorit. Și doresc din toată inima să se generalizeze această unire a studiilor despre trup cu cele despre suflet, pentru că ele sunt o unitate. Și, așa cum, ai spus, cum am mai spus, veșnicia este mult mai mare decât viața de pe pământ. Dar aceste aspecte nu țin de religie sau poate de un alt domeniu, de o altă materie decât de biologia? Din fericire, interdisciplinaritatea este tot mai mult practicată în învățământ, tocmai. Pentru că oamenii de știință au observat și recunosc interrelațiile complexe dintre toate aspectele materiale ale viului și neviului. Iar acum noi completăm și cu relațiile de natură spirituală. Au fost și foarte multe principii pe care dumneavoastră le-ați menționat în timpul orelor de biologie. Credeți că amintindele de spectatorilor despre aceste principii ați reușit să dezvoltați în ei convingerile creaționiste? O simplă reamintire nu e necesară, dar cine cu adevărat dorește să-și consolideze convingerile creștin creaționiste, își va procura dividiurile cu lecțiile televizate și pe baza lor și a altor studii, special biblice, fiecare poate să-și construiască o metodă proprie de cunoaștere a Creatorului, să-și mărească recunoștința prin laude și mulțumiri bine motivate aduse lui Dumnezeu într-o manieră nouă. Iată, am aplicat un principiu care l-am utilizat mereu, principiul înnoirii prezent în lumea biologică prin funcția de reproducere și acum, extrapolându-l în lumea spirituală, iată, noi laude, noi recunoștințe, noi mulțumiri și astfel se aplică cuvântul lui Dumnezeu care ne îndeamnă să ne înnoim în Duhul Minții. Adesea le-a spus copiilor la ore că sunt creați de Dumnezeu, că nu au evoluat din maimuțe. Această idee nu este prezentă și în teoria evoluționistă. Cât de important credeți că este ca elevii, școlarii, copiii să învețe încă de mici, de la o vârstă fragedă, faptul că ei au fost creați de Dumnezeu? Din fericire, în zilele de astăzi se spune elevilor încă de mici că sunt creați după chipul lui și asemănarea lui Dumnezeu, deci în libertatea care avem, copiii găsesc acest lucru de mici și este foarte bine și în familiile lor și la grădiniță și la școala primară și sigur se continua. Se sărbătoresc nașterea, moartea și învierea Domnului Isus Hristos când se evidențiază scopul acestora, așa nume mântuirea sufletelor umane. Este un fapt minunat. Nici nu se sărbătoresc, nici nu se pomenește însă, probabil doar în anumite circunstanțe și cercuri, despre participarea lui Isus Hristos la creație. Aspect evident în citatul spus de tine, și de mine, îl repet, toate lucrurile au fost făcute prin el, și nimic din ce, din ce s-a făcut n-a fost făcut fără el. În geneza 1 cu 2 se mai spune: Pământul era pustiu, gol, pustiu și gol, peste fața pământului de apă, ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Sau, Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, se spune în 1 Corinteni uh, capitolul 10. Am vrut să scot în evidență, da, se spune, Dumnezeu a creat, dar acum vin să completez că Dumnezeul Trinitar, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt una, au creat biosfera. Cât și cum nu e cazul să ne tot întrebăm, ci să credem cuvântul lui Dumnezeu. Iar când vom fi veșnicii cu Dumnezeu, vom afla mai multe. Pe parcursul celor 31 de misiuni am încercat să fim martori lui Dumnezeu, așa cum am spus și mai devreme. Am încercat să-L preamărim pe Dumnezeu ca și Creator și să preamărim creația Lui complexă, desăvârșită. Astfel, în timpul orelor, elevii au citat diverse versete biblice. Credeți că telespectatorii noștri s-au obișnuit cu aceste versete biblice? Au văzut vreun rost în ele? Dacă laudele aduse lui Dumnezeu prin citatele biblice au atins inima telespectatorului, sigur m-aș bucura foarte mult să fie așa, de aici încolo telespectatorii vor încerca ei să preamărească pe Dumnezeu în mod uh, propriu, independent, deci după stilul lor. Voia lui Dumnezeu este de, de a-i aduce laude și recunoștință uh, și acest uh, lucru este spre folosul nostru. Pentru că dacă nu ne obișnuim să facem aceste lucruri pentru Dumnezeu, să-i mulțumim, să-l binecuvântăm, să-l laudăm, ne vom depărta încetul cu încetul de el și mintea noastră se va deda la lucruri, la gânduri de șarte, așa cum spune Biblia. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și de aceea inima lor fără pricepere s-a întunecat. Au schimbat slava lui Dumnezeu, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor că ce-au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu se spune în romani 1 cu 20 de la 21 la 24 deci, stimați spectatori, nu este ideea mea, este ideea lui Dumnezeu de a lăuda, de a fi recunoscător pentru că tot pentru noi este beneficiu și salvarea să stăm în apropiere de Dumnezeu. Și o putem face, iată, obiectele de învățământ ne oferă posibilitatea de a face acest lucru. Deci cel mai important este să facem voia lui Dumnezeu și cum putem face voia lui Dumnezeu dacă nu-L cunoaștem pe El. Spuneți-ne, prin aceste ore de biologie, prin materia prezentată de dumneavoastră, cum s-au putut apropia copiii de Dumnezeu, cum l-au putut cunoaște? S-a dat prilejul adesea, în ora de biologie, să se cunoască suveranitatea lui Dumnezeu. El a creat ființele vii așa cum a dorit. Gândirea inteligentă, puterea și independența sa, și nu întâmplarea, au stabilit limitele gene genetice ale speciilor, exprimate într-un număr de cromozomi și structură cromozomială constante. Pentru fiecare specie, pentru totdeauna. Este argumentul cel mai puternic furnizat de genetica modernă. Putem recunoaște priceperea Dumnezeului nostru suveran în orice proces biologic, respirație, circulație, etc. Ce impact are asupra ființei umane acest lucru, ne putem întreba. Care este impactul să știi că Dumnezeu este suveran? Este supunerea față de legile, de poruncile lui. Este o stare de smerenie care trebuie să fie generată de această suveranitate. Să ne dăm seama cât de slabi și mici sunt, suntem, să conștientizăm nevoia aplicării legilor și poruncilor lui dacă vrem să trăim și aici. Și acolo, într-o fericire continuă. Mi-amintesc am de orle în care ați premărit pe Dumnezeu pentru dragul, dragostea lui evidentă în creație și cum el se îngrijește de ființele create prin diferitele tipuri de nutriții pe care le-a făcut. Puteți să exemplificați și alte date științifice în care putem vedea dragostea lui Dumnezeu? Oriunde te uiți în lumea vie, poți recunoaște dragostea Divină. Chiar și în veninul șerpilor sau în scleroții de secară, care știm că sunt dăunători. Și acestea conțin substanțe chimice cu efecte benefice. Numai bunătatea și inteligența lui Dumnezeu pot ascunde atâtea substanțe utile în diferite plante spontane pe care le numim medicinale. Multe le cunoaștem, dar foarte multe nu sunt cunoscute. Dacă suntem la substanțele chimice, cred că e bine să-l binecuvântăm pe Dumnezeu pentru aceste substanțe prezente în alimentele de origine vegetală, rezultate prin procesul de fotosinteză sau indirect în alimentele de origine animală. La sfârșitul lecțiilor de biologie din manuale, este, pre este prezentă este prezentată importanța economică a ființelor sau a produselor acestora. Toate acestea constituie dovada dragostei divine pentru om. Emisiunea ora de biologie s-a născut practic în urma elaborării de către dumneavoastră a manualelor auxiliare de biologie pentru clasa 9 și clasa 10 intitulate Maestrie și strălucire divină în biosferă. Prin Harul lui Dumnezeu, aceste manuale și ghiduri se găsesc în uh, bibliotecile liceelor teologice creștine, dar nu numai, uh, și în liceele de stat. Spuneți-ne cum putem aplica aceste manuale? În primul rând, doresc să menționez că aceste manuale au fost văzute de Ministerul Educației că respectă programa școlară în vigoare sub aspect științific. Dar, sub aspectul interpretativ, este o alternativă reală care concordă cu concepția creștină a poporului nostru. Poporul român în general crede în existența lui Dumnezeu și îl iubește. Dumnezeu va ajuta pe profesorii de biologie să utilizeze aceste manuale, așa cum m-a ajutat și pe mine, împreună cu mulți colaboratori, să le scriem și să le răspândim în țară. Este nevoie, într-adevăr, de voință, de curaj și hărnicie din partea colegilor mei. În libertatea de care dispunem, dacă aceste cărți vor sta neutilizate în biblioteci, cineva va da socoteală în fața lui Dumnezeu. Dacă poți să faci ceva și nu faci, este păcat. Departe de mine gândul că ceea ce s-a făcut prin aceste manuale E, nu este perfectibil. Fiecare profesor dispune, din partea lui Dumnezeu, de capacități prin care poate nu numai aplica aceste manuale, dar le poate și mult îmbunătăți. Și mai vreau să adaug că nu este o amenințare să uh, folosiți sau să nu folosiți manualele din biblioteci, dar uh, Dumnezeu. Se cuvine a fi lăudat prin manualele făcute sau fără. Mă rog, lui Dumnezeu să vă ajute să faceți aceste lucruri pe care el le cere pentru binele nostru a tuturora. Și eu aș mai dori să menționez un lucru, și anume că producerea acestor manuale nu a fost făcută cu un scop financiar, din contră, poate chiar costul producerii acestor manuale nu a fost acoperit de în urma vânzărilor, ci mai mult au fost acoperite de sponsori, diferite sponsorizări. Știu că și multe din aceste manuale au fost oferite gratuit pentru cei care le-au dorit în mod special și la fel și de pe urma emisiunilor în, așa cum nici de pe urma manualelor nu ați profitat nu ați avut vreun beneficiu material ca să zic așa. Vreau să mărturisesc că m-am îmbogățit foarte mult spiritual. Am studiat destul de mult cuvântul lui Dumnezeu și specialitatea în Elaborarea atât a cărților cât și a emisiunilor. Am beneficiat de relații, revelații divine. Mi-am mi -am dezvoltat relații cu oameni religioși și de știință. M-am fortificat din toate punctele de vedere. Am dorit mereu să fac voia lui Dumnezeu. L-am întrebat mereu prin rugăciuni și post. Tot el m-a vindecat și de insuccesele care au mai existat pe parcursul acestor aproximativ 10 ani de lucru, dezvoltându-mi răbdarea, smerenia și tenacitatea. Adresez mulțumiri întâi lui Dumnezeu și tuturor persoanelor care s-au rugat, s-au implicat în această lucrare, instituțiilor care au facilitat apariția. Întrăzne să spun a unei mișcări de anvergură națională, prin care cele aproximativ 7.000 de exemplare de cărți și cele 32 de emisiuni s-au uh, derulat. Uh, vrednic este Dumnezeu de laudă și cinstire pentru modul în care își mărește și consolidează împărăția sa. Această lucrare cred că face parte din planul lui Dumnezeu. Cer scuze pentru greșelile de orice natură. Vă încurajez să vă angajați cu bucurie, dragoste și credincioșie în lucrarea lui Dumnezeu. Aveți încredere în El. Stă în ajutorul dumneavoastră. Vă mărturisesc din experiență. Vă mulțumim din suflet, doamna Maria Popa, pentru tot ce ați făcut pentru noi și Dumnezeu să vă, să vă binecuvinteze în continuare. Cu aceste cuvinte frumoase încheiem emisiunea noastră finală, Ora de Biologie și pentru cei interesați de această emisiune, pot, și pot procura dvd pentru clasa 9 a 10 la adresa afișată chiar în aceste momente pe ecran. Dragi telespectatori, gheața a fost spartă. Dumnezeu așteaptă tot mai mult de la noi. Sporiți în lucrarea Lui, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu și rămâneți alături de El. Alfa Omega TV din Timișoara, Adina Martin vă spune la revedere.